Bun găsit tuturor! Dacă în luna octombrie am tot vorbit despre cancerul la sân, nu putem să nu aducem în discuție și reconstrucția mamară. O intervenție care le permite femeilor să-și recapete feminitatea și stima de sine după luni sau ani de tratamente chinuitoare și operații mutilante. Există mai multe proceduri prin care sânul poate fi refăcut, cele mai noi fiind reconstrucția cu ajutorul matricilor dermale și reconstrucția cu lambou. În ambele cazuri, suferința este mai mică și recuperarea mai rapidă. Reconstrucția mamară este o procedură chirurgicală prin care forma sânului este refăcută după o mastectomie totală sau parțială. Dincolo de aspectul estetic, intervenția este una salvatoare și pentru psihicul pacientelor operate de cancer la sân. Reconstrucția mamară aduce o mare, o mare bucurie pacientelor. După o lungă perioadă de traumă psihică, de suferință prin care trec, prin mastectomie, chimioterapie, radioterapie, această reconstrucție mamară cumva le redă încrederea, redă bucuria de a trăi, de a-și duce viața mai departe și cumva închide ciclul acestui cancer mamar prin care au trecut și care poate să dureze 2 ani, 3 ani cu tot cu tratamentul. Și atunci are un mare impact asupra stării psihice, ajută femeile să reintegreze social și să-și revină. Există mai multe proceduri prin care sânul poate fi refăcut. Abordarea depinde de dimensiunea și localizarea tumorii îndepărtate. De asemenea, ține și de gradul de afectare a lanțurilor de ganglion limfatici. Ar fi matricile dermale, și anume sunt niște... un derm artificial, practic confecționat din intestin de porc sau din piele de porc și care se decelularizează, adică se tratează într-un fel special să nu mai aibă celule proprii și se poate folosi la reconstrucții ca un fel de piele artificială pentru a îngroșa pielea pacientelor cu mastectomie, pentru a suplini defecte cutanate acolo unde zic aceste paciente au nevoie sau pentru a... îmbunătăți efectele radioterapiei asupra țesutului. Un alt lucru important ar fi faptul că punem multă grăsime, folosim grăsimea proprie a pacientelor, recoltată de pe burtă, din alte zone și o folosim să ne îmbunătățim rezultatele obținute prin implante. Datorită progresului tehnologic, procedurile sunt mai puțin invazive ca în trecut, iar gradul de reușită mult mai mare. Foarte important și recuperarea este mai ușoară, iar acest lucru ajută și la reintegrarea mai rapidă a pacientelor în societate. Sânul arată mai bine, exact, și am trecut cumva ca tehnică, acum mă rog, nu știu care e o relevanță, am trecut înspre a pune protezele sub cutanat, adică încercam să le punem în fața mușchiului, pe cât mai de mult le punem aproape toate submuscular. Acum, din cauza că avem tehnicile astea noi, avem și o modalitate nouă, avem un laser prin care ne uităm la piele după mastectomie și vedem vascularizația pielii și atunci putem să fim siguri că mastectomia merge perfect și avem probleme postoperatorii și astea, toate aceste tehnici noi ne ajută să putem plasa proteza pro-pectoral, așa se numește, adică în fața mușchiului pectoral. Asta se traduce într-o recuperare mai rapidă, durere minimală și, să zic, o morbiditate mult mai mică postoperatorie. Postoperator, odihna și evitarea efortului inutil sunt indicațiile de bază, dar în primele 2-3 săptămâni se recomandă executarea unor exerciții ușoare pentru recuperarea mobilității și pansat zilnic. Fiecare tip de reconstrucție are anumite caracteristici și are o recuperare specifică. Și atunci noi, bineînțeles, le spunem tuturor pacientelor noastre exact ce trebuie să facă în perioada postoperatorie în funcție de tehnica care am folosit. Mișcările din mâini trebuie să fie limitate în prima perioadă, trebuie să aibă grijă, mă rog, să nu se acumuleze seroame, lichid, să-și urmărească sânii, trebuie să vină la control un pic mai des. Această matrice se prinde ca un fel de grefă de piele și atunci trebuie îngrijită specific. Deși reconstrucția mamară are multe beneficii, această intervenție nu va face sânii să arate ori să se simtă la fel ca înainte de mastectomie. În cele mai multe dintre cazuri, este nevoie de mai multe intervenții pentru a ajunge la rezultatul dorit.